MMORPG.com, locul unde poți să cumperi coins pentru absolut orice joc, în special FIFA. Folosește codul QUICK pentru 6% reducere, linkul în descriere. Cele mai bune jocuri, console și accesorii le găsești pe Gamerland.ro, iar dacă bagi codul QUICK în căsuța de observații, o să ai transportul gratuit. Salutare lume și bine ați venit la un episod din Career Mode cu Sevilla, da. Ultimele două episoade au fost pur și simplu de coșmar. Trei înfrângeri la rând și un egal. Jesus. Poate în episodul ăsta o să ne revenim. Din păcate, Muzler a accidentat la antrenamente, va lipsi două luni. De parcă n-au fost destule episodul trecut, o să schimbăm formația dintr-un 4-3-3 defensiv, o să jucăm un 4-2-3-1 cu Rico în poartă, trei Mulina, Scaricio, Colo Gegeac, Figuera și Bora Cricoviac. Vitolo, Goretzka, Lucas și Lukaku în atac în meciul din Champions League cu Spartak sau nu? CSKA, da. CSKA Moscova. Mereu confund echipele astea, jur. CSKA Moscova. Da, sunt pe ultimul loc, au pierdut împotriva celor de la Chelsea în episodul în prima etapă. Și jucăm la noi acasă. Poate să fie cu bine, te rog. Jocul, să fie cu bine, să tine cu bine episodul ăsta. Să câștig 1-0 vreau, atât. Dar să câștig. Să nu mai pierd. God damn. Oricum. Bună asta. Ibora, doamne, bă, deci nu știu de ce dracul l-am păstrat pe ăsta în teren. E atât de slab Ibora. Abia aștept să vină perioada de transferul să scap de el. Goretzka că minge acolo la Lukaku. Pierde acesta. Se apără foarte aglomerat cei de la CSKA. Rușii s-au băgat cu autobaza în poartă. Cricoviac, superbă recuperare. Cricoviac rezistă, ce tank e omul ăsta, mă. Ibora acolo cu o pasă spre Lukaku. Lukaku trebuie să centreze pe jos. Ce face Vitolo? Doamne. Incredibil, este margine pentru ei. Vitolo se oprise din alergare. N-avea treabă. Vitolo. Asăm aici aproape la Ibora la Cricoviac. Să vedem, șutează acesta, respinge Akinfev, greșit Ibora! Bine, bă! Omul potrivit la locul potrivit, 1-0 înainte de pauză. În sfârșit înscriu primul, bă, de când aștept momentul ăsta, Asta-i tată, ăla-i mă! Pe mama lor, bravo! Frumos, aici i-am pasat bine lui Cricoviac, a șutat frumos acesta. N-a avut unde să respingă săracul Akinfev. Și Ibora înscrie, probabil cel mai slab jucător din teren din ultimele meciuri. Ibora, absolut groaznic a fost. Ajunge mingea la Lucas, acum Lukaku, mingea la Ibora. Ibora trece de un jucător, Ibora centrează, este Lukaku acolo, Fernandez, corner. Avem corner, minutul 64, ia să vedem. Batem cu Vitolo, care nu prea execută bine, nu știu de ce tot continui să bat cu el, dar a dat bine data asta, din nou corner. A dat bine Goretzka, tânărul nostru mijlocaș central. Iată aici, Jagoev, va ataca, va centra cel mai probabil pe jos. Wow, Rico, unde respinge? Ce dracu e cu portarul ăsta, mă? Sergio Rico. Aproape să-și dea cu bâta în baltă rău de tot într-un asemenea moment. Lukaku cu stângul lui pune o minge spre Vitolo. Și ce pasă exactă, Vitolo către Goretzka. Goretzka, Berezuțchi ajunge. Am încercat cu pase din astea. Da, se termină meciul, 1-0 câștig, spargem ghinionul. Dar trebuie să o facem și în campionat, mai ales că avem meci cu prima clasată, cu Athletic Bilbao. Ibora a înscris după o fază frumoasă un șut bun a lui Cricoviac, a respins Akinfev în față, iar apoi Ibora a băgat mingea în poartă. A fost un meci în care am dominat și meritam victoria cu siguranță. Figuera, omul meciului? Da, 8.0 nota. O notă bună. Hai să continuăm. Athletic Club Bilbao erau pe primul loc la sfârșitul episodului trecut. Probabil tot acolo sunt, sau cine știe, depinde ce au jucat și celelalte echipe. Ok, avem 4 puncte în Champions League în acest moment, ceea ce e foarte bine. Noi avem nevoie de victorie ca de aer în campionat, din moment ce suntem pe locul 11, parcă, sau undeva pe acolo, destul de jos în campionat. Jucătorii pleacă la națională. Wow, dar mulți pleacă. Avem 2 la Portugalia, 1 la Franța, un polonez, bineînțeles, pe Cricoviac. Și
Suntem pe locul 13, da? S-au mai jucat niște meciuri și de aia am 6 puncte. Pot să fac, bineînțeles, 9. Și aș ajunge pe locul 7. Da, trebuie să joace și Barça și Rayo. El se complică situația destul de mult în campionat, din păcate. O să-l păstrăm pe Lukaku, care are o formă bună. Îl băgăm aici pe Cotan. Îl băgăm pe Kakuta aici și Munir, bineînțeles. Iar aici lăsăm pe Krikoviak pentru că avem nevoie de el. Îl băgăm pe Cristoforo. Aici Figuera și Carice, bun, bun. Cam aceeași echipă o să avem. Poate intră și portarul nostru în formă, Rico, deși a avut o evoluție slabă în meciul trecut. Era să o cafeze urât de tot. Deci urât de tot, dude. Dar poate acum o să fie totul bine, de ce nu? Îi îmbrăcăm pește. Așa, să înceapă meciul cu Athletic Club Bilbao. Williams, pe care vreau să-l iau și eu. Cred că acela este, nu? Iată Cotan, o minge bună. Lukaku, Munir, Munir trece bine. Munir acolo, pasă către Figueras. Hai pe jos, una bună, te rog. Este acolo Lukaku. Este corner, a respins fundașul. Și îmi pun mie probleme, tu în nas. Cotan, bună pasă acolo la Lukaku. Lukaku cu șutul. Bun șut. Are probleme portarul, dar n-a stat nimeni acolo să profite. Munir, hai zice cum o pasă din ea dementă. Na, pula. Ce dracu, mă? Bă, ce dracu face ăla? Este galben pentru Lukaku, că a dat în ăla automat. Da bine, mă, jocule. Bravo, tată. Dăm galben așa, am pulea. De parcă am vrut eu să-i bag la ăla mâna în gât sau ce dracu a făcut el acolo. L-am pins Lukaku pe unul din oficiu. Să vedem Gomez acolo cu fucking God cu capul. N-am mai luat un gol cu capul de o viață, dar din nou în campionat nu merge nimic. Și se fluieră. S-au dat 2 minute, de acum 5 minute, poate chiar 10. N-au reușit să respingă. A dat prea bine la cu capul Vighera, înscrie. Încerc cu Cotan de aici ceva, dracu să-l ia. Dar nu se mai fluieră deodată, s-au dat 2 minute. What the fuck. Da, 1-0 pentru Athletic Bilbao, chiar înainte de pauză, că e frumoasă viața, nu-i așa? Ok, o centrare, Vighera cu capul, aproape de un nou gol, bară pentru Athletic Club Bilbao. Se încinge jocul rău, rău de tot. O centrare acolo! Aoleu, de ce echipa mea atât de slabă la cap? Am mai aflat un lucru despre echipa mea, după ce că nu merge deloc în campionat. Îmi iau încă o dată 2 goluri, încă o dată 2 fucking goluri într-un meci în regulă, mă. Ce dracu se întâmplă? Din 4 meciuri în campionat, în 2 mi-am luat 3 goluri. În 3 dintre ele mi-am luat câte 2 goluri pe meci. Fucking hell, mate. Nu știu ce dracu. Oricum, fundașii mei sunt scunzi din câte am văzut. Nu am fundași înalți. Și iată că ăștia, având atacanții înalți, s-a văzut diferența. Kakuta acum. O centrare acolo. Este Munoz pe lângă poartă. Nu intră mingea. Nu, nici măcar golul de onoare. Ok, foarte bine. Colo, Gegeac. Ce recuperare frumoasă acestuia. Munoz, frumoasă trecere. Munoz ratează ăla. Kakuta, gol. Mai avem speranțe. Gata, poziția de jucat serios. Bine, nu că până acum n-aș fi jucat serios, dar e poziția de jucat, de concentrare. Poate reușim ceva, poate. Asta e foarte bine, Tremulina, cu puțin noroc acolo reușesc să recuperez. Gael Kakuta, mingea la Lukaku. Lukaku pe stângul. Trebuie să urce portarul acum. Da, iată-l acolo pe Rico. Centrăm cu Kakuta. Este acolo un jucător de la ei. 3 minute suplimentare pentru acest meci. Portarul aleargă înapoi în poartă. Este Cristoforo acum la minge. Ibora. Munoz a făcut faza golului, dar iată aici pierde ușor. Deci am vrut să fac același lucru ca la acea fază. Trag aici de tricou, se va termina asta, trage de timp aici, cu siguranță. Mizerie. Se dă foul, că nu, cum dracu să nu se dea foul? Pupă în curmă. După ce că trage de timp ca un jegos, dar roșu! Atât am vrut arbitru, dăm roșu morții, mă, dăm a Ibora, că na. Nimic nu merge, nervi întinși la maximum.
În campionat e groasă treaba. Zici că sunt Chelsea, zici că sunt Borussia Dortmund sezonul trecut. Nimic, 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 deci nimic. Să-mi bag pula în el de joc, nu mai înțeleg. Atât de bine am început în primul episod în care am jucat în liga asta, dar aici, dude, aici. Na. Na, 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 na. Episoadele astea nimic nu vrea să funcționeze cum trebuie. Totul e pe dos, jur. Ok, conform ăstea, Munir ar trebui să crească dacă ia notă mare. 80 overall Munir în sfârșit. Oricum, formația asta merge mult mai bine. Păcat că am fundași scunzi. Deci, dude, am probleme mari la capitolul lovitor de cap. S-a văzut în meciul ăsta, am fundași scunzi în mare parte. Și asta nu-i deloc bine. Suntem, pe ce loc suntem în campionat? Pe locul 13. Am 6 puncte în 6 meciuri. Wow. Nu-i bine ce se întâmplă, jur, nu-i bine deloc ce se întâmplă. Joc ca un semi-autist, vorba lui Gigel, troacă în asta. Nu, deci incredibil. Hai să vedem cine mai e promising. Alamo Cruz, hai să-l punem. Are 22 de ani, deci nu putem să vedem dacă într-adevăr are potențial mare. Oricum, promising este, deci asta contează. O să-l schimbăm și pe Munir. Poate punem din nou pe Rico sau? Asta e plecat la național? Ce dracu național ești tu, mă? O, stai că nu merge să dau așa. Am uitat. Mereu uit, aparent. Pe ăștia avem, wingeri avem. Ok, punem portarul, punem pe Rico. One on one. Crește la reflex, deci poate crește și în overall, de ce nu? Rico, nu, Cotan crește. Na, Rico mai avea puțin. Cotan crește 73 overall pentru acesta. Nu știu ce să zic. Ok, să vedem aici și avem update from Spain, nu ne interesează, hai să avansăm, să vedem ce meciuri vom avea data viitoare. Nu știu, cred că în sezonul ăsta o să ne bazăm mai mult pe Europa League, pe Europa, doamne, pe Champions League. Avem meci cu Real Sociedad, pe locul 9 sunt ăștia, au 11 puncte. Am 6 puncte eu, frate, și ăla de pe primul loc, Athletic Bilbao, au cei de la Athletic au 19. Nu știu ce să zic, nu știu deloc, nu știu, mă depășește. Deci trebuie să am un streak din ăla, un șir de victorii, ca să-i ajung pe aia. Să nu mai mă bată nimeni, să distrug tot în cale. Dar la cum jucăm acum, n-am speranțe prea mari. Oricum, cam atât pentru asta, data viitoare jucăm cu Chelsea în Champions League și cu Real Sociedad. În campionat poate sparge în ghinionul. O să simulăm aici în cupă, nu vreau să joc cu ăștia. Iată, mai avem 2 luni și o să ajungem la perioada de transferuri. După aia o să urmeze în ultima lună, înainte de perioada de transferuri, urmează și meciurile cu Barça și Real. Barça și Real care și-au revenit. Atletico Madrid însă pe locul 15. Au 5 puncte. Dacă eu credeam că stau rău, uitați-vă la ăștia. Barça pe 6, Real Madrid pe 2. Urcă foarte repede Real Madrid, au doar o înfrângere, niciun egal și 6 victorii, în timp ce Barça 3-3-1, da, destul de bad pentru Barcelona, cam atât.